Ce mi-ai adus? Ce mi-ai adus? Eu nu știam, era atât de tare rușine. Până în căsătorie m-a sunat și m-a întrebat de tine. Ai început să fii geloasă, nu? Era o gelozie. Și în ziua când eu trebuie să mă duc să fac testul, mama de dimineață de la 7 mă trezește, du-te, fă testul, du-te, fă testul. Eu nu m-am mai duc, gata, 3 ori m-am dus, înseamnă, eu de-am mă băgam, vse, gata, nu-i voia lui Dumnezeu, de 3 ori, numai, vse. Și țin minte că mama de-a mă s-o săturat să-mi spui și s-o dus și primesc mesaj de la tine. Eu aveam autocar la 10:30 ca să mă duc în oraș, când la noi în sat nu era să faci test, dar trebuie să mă duc în oraș. Și aveam autocar la 10:30 și țin minte undeva tu pe la 9, ne trimis mesaj. Ai fost să faci testul? Și eu ți-am zis, amu, mă duc. Vine mama, dar eu de-am m-am îmbrăcat, mama, da, uite, nu știu, mi-a dat mesaj, Dani, mă duc să fac testul. Să și băghini? Ca să nu și vă rău. Ha, trage un verset de aici. Doamne, citești... și bună, ghini. Citești mai târziu, să vedem. Citești mai târziu? Da. Bun. Dar poți să mă uite înainte? Poți să te uite, dacă vrei. Nu, lasă, ne uităm amândoi. Iubita, au trecut 2 ani de când ne cunoaștem, în ianuarie. Strașnic. Deci că numai și-o fost. Numai și ne-am luat valiza și m-am pornit. Deci 2 ani. Când ai venit, ce ai învățat-o în toată perioada asta? Uite, câți 2 ani. Și-am învățat eu. Până și ne-am căsătorit sau după? Până în căsătorie și după ce ne-am căsătorit. Că până în căsnicie a fost o etapă, după căsnicie pot să spui că a fost o altă etapă. Până în căsătorie eu am învățat așa. A fost tare important pentru noi, dar eu am înțeles-o leacă mai târziu. Comunicarea. Din mine trăgea așa, coleg de curling. Comunicare. Greu trăgeam informații de la tine, asta e adevărat. Asta e adevărat, da. Tare greu. Ai tot ce trebuie? Da. Încercam să dezvolt, să discut, să vorbesc. Și eu stăteam o lună am stat cu un culeg de 2,5 kg de cartofi în deci, frigider. Primul lucru, tu ai învățat că e foarte important comunicarea. Da. În relația de prietenie. Bun, noi prieteni. În vederea căsătoriei. Prietenia noi am avut-o cam 3 săptămâni, 2-3 săptămâni, că după asta la noi cupa oficial și da. De-aia mă știe toată lumea. Din oficial, dar am stat și până ne-am căsătorit cât? 5 luni? Că a fost sfârșitul lui ianuarie? Aprilie, mai, iunie, iulie. 6 luni. 6 luni. 6 luni și o lecuțăcă. 6 luni și 2 zile. Sau 3. 14. Deci primul lucru, comunicarea. Da, mi-a fost greu să comunic cu tine și greu la modul că, na, din mine scotei tare greu să zicem așa informații. Și ei nu era greu să spun, și nu era rușine, tu vinei și mă întrebai dacă am de mâncare, dacă am... Și noi comunicam, ea, că în toată ziua dimineața, care se trezea prima și ne dă de mesaje. Eu, na, da, dar până ai ajuns să comunici cu mine, a fost un proces un pic... Un pic greu, da. Greu. Știu și realizez. Știu că dacă mă uit în mesaje, mă uitam acolo, ce faci? Bine. Ai mâncat azi noapte, ești ok? Da. Da. Te-ai dus pe undeva, ai eu nevoie de ceva? Da. Bine, atât. Deci ăsta erau singurile, băi, zic... Da, acum, da, pe lângă chestia asta, noi la început, noi am grăit. Oricum, eu când am venit în România, eu am stat vreo 2-3 luni aproape, n-am lucrat nică. Cumva noi grăim prin mesaje și dacă vinei tu mai devreme de la lucru, plecam în parc să ne plimbăm sau undeva dar plecam. Dar nu te-am lăsat. Nu m-ai lăsat să lucrez. Nu te-am lăsat pentru că pe mine m-a impresionat modul tău, cum te-ai raportat la familia ta, la părinții tăi și eu am apreciat lucrul ăsta. Adică, hai, grăiește tu. Ai fost în Polonia, deci tu când ai venit în... Eu am venit la București după și m-am întors din Polonia. Eu am stat în Polonia vreo 5 luni de zile. Bun, dar te-ai întors din Polonia când? În ianuarie? Sau în ianuarie, pe 7 ianuarie am venit din Polonia. Pe 7 ianuarie te-ai întors din Polonia. Și pe 21 am venit la și București. Și din 7 până pe 21 ai făcut câte? 4 sau 5 teste? 4 teste, mă, mâncata ăștia de mă. Eu țin minte la treilea test când iară ne-a dat negativ și nu ți spăra, plătem 100 de euro testul ca să-l facem noi. Psst. 100 de euro la Moldova. Atât de mare foame acolo? Atât am plătit testul pentru. Și când am văzut a treia oară, tot negativ, și nu m-a drept nicru, eram numai răgușită.
tot negativ. Ți-am minte că ți-am dat mesaj, zic, ne vedem la vară când a scoat testul. Și mama tot m-a trimis, du-te, dragă, și fă-l pe a patrulea, du-te. Păi, și eu ți-am zis, du-te și-l fă-l. Păi stai alea, tu ai spus, las că câte zile trebuie să stai, atât mi-ai dat mea, câte zile trebuie să stai, zic, încă 5 zile. Bun, după 5 zile te duci și faci testul. Și atât. După asta, în perioada de 5 zile, am mai discutat tare puțin prin mesaje. Și în ziua când eu trebuie să mă duc să fac testul, mama de dimineață de la 7 mă trezește, du-te fă testul, du-te fă testul. Eu nu m-am mai duc, gata, 3 ori m-am dus, înseamnă, eu de-aia mă bagam, vse, gata, nu-i voia lui Dumnezeu, de 3 ori, numai, vse. Și țin minte că mama de-aia s-a săturat să-mi spui și s-a dus și primesc mesaj de la tine. Eu aveam autocar la 10 și jumate ca să mă duc în oraș, când la noi în sat nu era să faci test, dar trebuie să mă duc în oraș. Și aveam autocar la 10 și jumate și țin minte undeva tu pe la 9, ne trimis mesaj. Ai fost faci testul? Și eu ți-am zis, amu, mă duc, vine mama, dar eu de-am m-am îmbrăcat, mama, da, uite, nu știu, mi-a dat mesaj, Dani, mă duc să fac testul. A, chine, ți-a dat el mesaj, că de mine n-a ascult și nu știu ce. Și în ziua așa am dat testul, joi, vineri, mi-a venit rezultatul și vineri m-am pornit la București. Da, super. Ți-am minte deci, atunci. Ce m-a impresionat pe mine a fost faptul că tu ai venit pe 7 din Polonia. Dar la ce oră te trezeai în Polonia la muncă? În Polonia eu lucram, aveam două lucruri, eu la două joburi aveam. Și mă trezeam la 4, la 4 plecam la un job, stăteam până la 12 și pe urmă vineam la 12 ziua acasă, răbde mă schimbam, mă spălam și mă duceam la doilea lucru la asta, ora 1. Asta doar așa, într-o mică paranteză, poate sunt unii care nu mai vor să mănânce pateuri și conserve și cărnițele aia de asta, nu? Acolo ai lucrat. Da. Cum se făceau? Strașnic. Strașnic. Deci eu de atunci, eu tot și legat de porc, de magazine și pateuri și conservi, deci, eu nu, deci aș... Cum spune, cu saci, ca și cum ar fi sac de glet, pa, praful, dale albe, tot? Carne spune 10% dacă tu să înțelegi carnea și aia așa de puțâtă era, așa de tare aniorsă, eu cu Cristina alegem carne. Am un să mă iert cei care să mă vadă și dacă știu, dar... șerbeu care am puțâtă, care de-am mirosă urât, rău de tot. Mirosea a stricat. O șerbeu. Pe noi ne puneau să scoatem oasele. O șerbeau, adică o fierbeau. Ca să da. Șerbeau. Șerbeau carnea, așa cum eram puțâtă. Și eu, Cristina, trebuie să alegem oasele din tot carnea, ca după asta trebuie să... bage la mălățor. Da. Și noi când alegem oasele, atât de tare mirosă, uite, stătem așa și alegem și îți vine să vomiți atât de tare mirosă carnea și aia. Și mâncarea asta, cârnații ăștia, salamurile și toate astea ajung pe piața ajung în piață. Europa. Pistat, pistat. Da. Și era strașnic. Bun, asta și într-o mică paranteză. Scăpai la ora 12 și de acolo plecai... La ora 1 mă dușeam răbde, de la 12 până la 1, aveam un ceas de vreme, trebuia să ajung de la lucru, de la fabrică până unde trăiem noi, erau vreo 8-9 km. Și eu pe bicicletă, nu era o mașină. N-aveam mașină acolo. Pe bicicletă și răbde acasă, răbde mă schimbam, duș... Și la doilea lucru. De la 1 până la 11, 12 noaptea eram la doilea lucru. Și ai ajuns, ca să înțeleagă așa un pic hateri ăștia care tot ne... Și ai ajuns în România și eu ți-am zis, pe 7 ai ajuns în... Pe 21. Pe 21 ai ajuns în Moldova și eu ți-am zis, bine, banii i-ai dat în familie, eu am apreciat. Venit, eu am venit, nu știu dacă tu știi, eu nu știu dacă ți-am spus, nu cred că ți-am spus de lucrul ăsta. Eu în România când am venit, eu am avut bani numai să vin. Și ce-am dat nu cu haine, eu nu am avut. Că ai avut două haine, alea pe tine și că de două haine, de schimb. Da, da, că am avut tare puține haine. Eu cu aia asta am venit. Ma. Și eu asta am apreciat. Bine că n-ai avut bani de întors, asta n-am știut. Da, nu cred că ți-am spus, da. Asta cum aflu? Faptul că tu ai susținut și ai ajutat familia, pentru mine asta a fost de apreciat și de asta anul ăla sau perioada aia cât ai stat în București am zis nu lucrezi nimic, mergem și te relaxezi. Zi? Deci vezi comunicarea, primul lucru. Comunicarea, da, a fost. Unu. Și al doilea lucru? Al doilea lucru și nii ne-au plăcut și noi, pe noi ne-au unit tare mult, asta a fost postul și rugăciunea, încă din prima săptămână, hai să spunem așa, de cunoaștere. Eu am venit undeva vineri și următoarea săptămână, miercuri, tu ne-ai spus că vrei să ții post și rugăciune pentru noi, pentru relația noastră și am spus că vin intru și eu în post. Și din prima săptămână până în căsătorie și
după căsătorie, Doamne ajută să ne ținem de lucrul ăsta, noi am avut post și rugăciune și asta e părerea mea că tot e un lucru care e tot tare important. Adică pentru cupluri. Sfătuit pentru cuplu, da. Da, pentru cupluri tot e tare, tare important pentru că... Și noi aveam atunci și acum, deci nu doar pentru noi, ne rugam și pentru alte cupluri. Și pentru alte. Țin minte că miercurea seara, dacă nu ne vedem sau nu eram undeva în oraș, bine, primele că gădeam... săptămâni a fost miercuri, că după aia am mutat pe joi. Nu, miercuri seara, făceam lista. Făceam lista, în fiecare joi, noi n-am avut nicio da. Și îți trimiteam ție lista miercuri, că doar, na, eram prieteni, îți trimiteam lista, tu te uitai, mai adăugai câteva ceva lucruri și apoi îmi trimiteam înapoi, da. Și noi ne rugam în deci, fiecare joi. Bine, face parte și asta tot din comunicare, că până la urmă era un subiect tot în comunicare, dar postul și rugăciunea zici că ne-au unit. Și a treilea lucru care să zic așa, care tot... A treilea? A treilea lucru. A treilea, ok. Da. A treilea lucru a fost slujirea. Noi am mers împreună în slujire. Dar eu te-am peste tot pe unde m-am dus, te-am luat cu mine, dar nu te lăsam acasă. Da. Cumva eu nu am fost implicat la Moldova, eu n-am, de la o vârstă, eu am plecat numai la muncă, nu am mers așa. Și cumva în slujire m-am apucat să merg cu tine, nu... Dar asta tot cumva ne-a unit, pentru că în slujerii ne-am văzut alte laturi care poate când stăteam față în față și discutăm. Anumite minusuri, anumite plusuri, astea se văd. Niște reacții la o situație sau alta. Da. Adică... Reacții în public. E important să cunoști omul și în public. Da. Vezi, bă, cum se manifestă? Îi pui o întrebare mai... Asta tot o deci, contată. Deci trei lucruri, sunt mai multe. Nu, cel puțin noi trei... am accentuat astea trei lucruri care pentru noi au fost importante. De bază. Uh-huh. Și acum, dați-mi minte, acum și după căsnicie, ai trei? După căsnicie, da, cumva ele tot, astea principale, fundamentale și așa mai departe, e postul, rugăciunea și implicarea în slujire, da? Două lucruri, postul și rugăciunea deci și... ele au rămas. Da, ele au rămas și cumva, părerea mea, că sunt tot importante, că tot îți... în familie pentru lucrurile sunt, astea te ajută. Sunt tineri, sunt foarte mulți tineri, din păcate spun lucrul ăsta, care până în căsnicie merg în slujire, mamă, să arate la păstor, să arate la prezbiter, să arate la mândră, să arate la mândru, să arate, știi, uite, bă, ce grozav sunt eu, ce alerg și nu știu ce. Frate, și dintr-o dată, după ce s-au căsătorit, zici că s-au înmormântat. Eu asta nu înțeleg, adică până la urma urmei, dacă Dumnezeu te-a binecuvântat în slujire și tu vezi lucrul ăsta, că ești binecuvântat în slujire. Unii tineri și-au găsit fericirea în slujire. N-a fost ca la mine. Că și eu spun, mă duceam de multe ori la o grămadă de nunți, mă duceam spunând, Doamne, de aici o să apară? Aici o să o găsesc? Da. Mă gândeam, zic, bă, poate o fi. Oriunde mă duceam pe la nunți, pe unde mă duceam, Doamne, aici o să fie? N-o să fie aici? Las că o să fie? Când o să fie? Mă rog, aștept, nu știu ce. Știi, așteptam. Pe unii Dumnezeu îi binecuvintează în timp ce slujesc, adică le aduce ajutorul potrivit. Se întâmplă în contexte și așa mai departe. La mine nu a fost așa. La mine a fost, eu am fost implicat în slujire, ai venit tu și te-am luat după mine. Mergem împreună în slujire. Și asta, eu asta nu înțeleg. Bă, în momentul în care s-au căsătorit, au dispărut. Băi, frate, au dispărut. Dar unde mă, dar de ce nu mai slujești? Păi nu, acum... Și încă un lucru, așa să spunem, al treilea lucru. Al treilea ar fi după căsnicie? După căsnicie, după căsnicie. Da, tot pentru după căsnicie. Al treilea lucru aici e să nu lăși pe nimeni să bagi la tine în familie după ce te-ai căsătorit. Toate lucrurile trebuie să le discuți tu, soțul tău, tu, nevasta ta, voi, problemele voastre din familie și toate lucrurile care voi... li aveți, trebuie să le discutați voi doi. Nu trebuie știi, bă, stânga, dreapta, așa mai departe. Da, acum... Adică, cumva, nici nu vreau să știi, bă, așa tare, tare radical. Sfaturi primește. Dar ideea trebuie e... să da. Știi tare... Ideea e că sunt anumite... Și asta se face într-o oarecare măsură. Noi, slavă Domnului, până acum nu ne-am certat niciodată. Doi ani de zile nu ne-am certat. Am căutat să facem lucrurile cu înțelepciune. Dacă tu ai venit cu o chestie îmbunătățită la decizia pe care eu am luat-o,
am pus acolo și am ajutat și familia a mers mai bine, dacă eu am avut o decizie bună la ceea ce tu ai hotărât, am adus împreună și am hotărât că e bine să mergem pe drumul ăsta, deci noi nu ne-am certat încă împreună, dar sunt tineri și sunt tinere care, familii tinere care de la puiușorul ajunge la broscoi, ajunge la elefant, ajunge la maimuțoi, ajunge la alte chestii. Și... cum? Vacoș așa mai departe. Da. Și da, ajung la jigniri care astea se produc răni în inimă, în suflet și după aia te miri. Păi nu mai se poartă la fel. Păi normal că nu se mai poartă la fel dacă ai făcut o vacă sau bou sau n-ai făcut. Știi? Și atunci sunt chestii care, într-adevăr, trebuie să te duci să discuți cu cineva. Bine, în cu autoritate, cineva anume. Să se rezolve problema și să mărturisești și ai de mărturisit ca să poată să plece necazul ăla sau problema aia sau încercarea aia ce a venit peste voi și n-ați reușit să treceți ca și cuplu. Da, asta e separat. Eu mă refeream la chestia asta cu, uite, unele familii șed și hai să ne sfătuim cu mama dacă e ok să facem lucrul ăsta sau hai să-l bagă pe tata sau pe sora sau pe fratele. Eu la asta mă refeream. Eu cu maică t-am mai sfătuit, deci eu cu maică t-am mai sfătuit și n-aș apela la oricine pentru zacuscă. Da, iubire, dar tu știi la ce mă refer. Da, știu, pentru carne marinată sau cum da, se numește. Da, carne, care borcan. Face la borcan, da. Deci asta ar fi un business pentru noi, dacă ne punem și maică ta face și noi vindem în România. Carnea cât are, la 8, un litru? Avem la un litru, avem la 700 de grame. Ma, deci aia o mănânci, uite așa, se topește efectiv, ce gustoasă. Ei mi-a zis că vrea 10 borcane. Da, 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 acum. I-a spus lui mamă și-o zic, când vine din Polonia, să crească porcul. Asta da, aici ești cere sfat. Da, da, da. Eu mă refer strict în familie. Uite, noi stăm cu tatăl tău. Nu s-o permiți, Dumnezeu mă vede, nu ne-o deranjat sau să bagi la noi sau să ne asta. Dar eu la asta mă refer. Când tu îți formezi familia, mama, tata rămâne deoparte. Mama, tata, da, rămâne. Mă rămâne zice mama, tata. Pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de... Nevastă sa. Nevastă sa. Da. Cumva asta și la noi a fost asta după căsătorie. Nini a plăcut foarte mult, chiar dacă am rămas să locuim împreună cu tata Angel. N-a fost în vedere, dar așa a fost situația. Și pentru noi am spus-o în predica de joi de la biserică. Da. Credința părintelui nostru Avram. Da. Și am zis, adică eu m-am dus și l-am ajutat pe băiatul ăsta, i-am făcut în bucătărie acolo câte ceva, el a plecat, mi-a lăsat cheia și zice... Îi zic eu, bă, s-ar putea să vină viitoarea mea soție? Poate să stea sus? Nu da. Știi tu că viitoare atunci. Așa i-am zis. I-ai spus așa, dar de unde erai, știi? Așa i-am zis. Ai zis-o prin credință. Credință, vita mea, voi cum? Așa. El mi-a dat cheile și a zis că poate să se ducă și fără să plătesc nimic. Deci apartament cu două camere pentru tine și nici nu lucrai. Am stat lăfăială acolo în tot apartament. Deci cel puțin 500 de euro ar fi trebuit să-i plătești pe lună. Ei, eu i-am făcut o treabă lui băiatul ăsta de... Nu știu dacă de 1000 de lei, hai să zic de 3000 de lei cu tot, cu electrică, cu tot ce i-am făcut. Nu i-am luat bani, și că l-am ajutat, că e prieten, vecin pe aici, aproape și a zis, mă, ți-au mai puțin. Și după aia el mi-a dat apartamentul și aproape 3500 de euro tu ai economisit. Da, am economisit. Deci a fost atunci o mare binecuvântare. Uite, tot ca evrei, am ieșit pe plus. Am ieșit. Da, așa e și cu tata. Acum așa s-a întâmplat și am stat și stăm aici. Dacă nu pleca dar mama, nu. Cumva nu era în plan. Dai, acum tu înțelegi la ce mă refer. Ca să nu se bagi după căsătorii, trebuie să existi. Existi numai tu și soțul tău sau tu și nevasta ta. Sunt familii care s-au căsătorit și soacra se plânge de fată sau de băiat că nu mai vii pe la mine, mai părăsit, mai nu știu ce. Eu țin minte mama, până în, dar și după căsătorie tot așa face, dar până în căsătorie m-a sunat și m-a întrebat de tine. Și eu odată i-am zis, zic, mama, dar nu o întreb și de mine și fac cum însă, numai de Dani mă întreb. Și nu m-am lăsat, dar și face Dani. Nu m-am lăsat, dar și face Dani. Dar cum la Dani? Hai, da, de ai început să fii geloasă, nu? Da, era o gelozie. Îți dai seama că mă bucuram. Trebuie să te bucuri. Te stai un pic. Eu mă bucuram. Sunt soacre care nu-și primesc. Eu mă bucuram că ei te iubește. Dar la un moment dat când am văzut-o că e așa de des, zic, mama, da, de mine nu-mi trebuie, nu mai întreb nică, numai de Dani.
Dar na, cumva era frumos. Bun, și în continuare, ți adică întreabă și mă sun, întreabă de amândoi, nu... Te s-a îngrijit de ea, că acum am o mamă, nu mai am două. Una. Una s-a dus. Dar și maica mea te-a primit bine. Da. Mama Valentina chiar... Deci când am venit puțin. Atunci, poza aia, eu și acum am poza în telefon. Da, și eu. Când am venit atunci, cine-i fătucă aia? Cine-i fătucă aia? Ce mi-ai adus? Ce mi-ai adus? Eu nu știam, era atât de tare rușine. Că na, era ceva normal, un sentiment. Deci astea sunt lucruri care, trei principii care ar trebui să le stabilești înainte de căsătorie, deși poți să spui mai multe, și noi le-am avut și uite, tu le-ai învățat și au fost bune. Și încă trei principii care ar trebui stabilite și după căsnicie. Deși da. După căsnicie poți să stabilești mai multe. Uite, pentru și sunt mai multe. Poate sunt mai dacă multe, ajută dar... pe oameni, poate mai facem episoade și îl încercăm să aducem. Ia să-mi citești mesajul, să vedem cine grăi, domnul. Știi mesajul și vezi că ai de citit. Mâine ai examen. Asta mă rog pentru tine. Dacă ai învățat, asta al ei. Dacă n-ai învățat... Mâine merg la... E să-l înveți după. Mâine am de învăț. Mâine trebuie să dau examen pentru diaconie. Și fără credință. Iauzi. Ești cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Aleluia. A făcut de învățat.